Vă dau un test ca să văd care dintre voi e cu adevărat șmecher valoare și pot să vă iau în echipa mea, care se numește echipa sărăciei. Ia uite ce aici. Nu mai fibre, frate. Nu ca fraierii ăștia care se duc la sală, sunt umpli de anabolizante. Forță brută, ciocan. Dar nu asta e ideea. Testul e felul următor. Stai acasă. Ca un adevărat român, te uiți și tu la un serial turcesc. Că noi n-avem seriale, numai panorame. Seriale bune, măi. Încep cările să latre și găina șarpele boa. Ești la poartă, sunt niște tineri la un partid. Cum obișnuiesc ei să facă exact înainte alegerilor? Vai, să rămână mătușă, badi, doamne, ce bine arăți, parcă înflorești, dar tu ai Alzheimer, te chești pe tine. Domnule, doamnă, din partea candidatului nostru, un mic cadou dacă vreți să luați. Varianta A. Ai luat sacoșa, te uiți întrânsa. Ești curios, nu? Și ai acolo un pix, o agentă, un pește, o pâine, un pui. Și zici, da, mulțumesc frumos, da, vă rugăm la alegeri să votați cu candidatul nostru, aveți totul acolo înăuntru. Da, mulțumesc frumos, româna, și te mai gândești, măi, poate mai vine și la alt partid, și la alt partid. Chiar că fac doi pești, trei pui și un căcat, o agendă. Deci, ați cam înțeles despre ce-i vorba, nu? Te-ai uitat în sacoșă, ei văzut clar platforma program. Ce o să facă cu banii tăi în următorii 4 ani? Ai un pui, ai un pește, ai un calendar, ai un pix, îți dai seama. Varianta B. Subătul la poartă. Nu contează oamenii care îți bat la poartă, e un tânăr, o tânără, aia sunt oameni care își fac o treabă, nu-i vina lor. S-a spus același text, cu punga în față să-l votez pe candidatul X. Și tu le răspunzi, doar o secundă, vai, dar ce mă bucur că ați venit, că am și un cadou pentru candidatul X. Ia uite aici așa, frumos, elegant, nu, cu părlămii, asta am. Asta am pentru candidatul dumneavoastră. E o bucată de pâine. Și îi spui. Stimată domnișoară sau domn, asta e pâinea mea. Pâine. Asta e viața mea. Am o rugăminte la candidatul dumneavoastră. Nu mi-o furați. Ia uite, aici în pungă o pun. O leg la gât și vă rog și eu dat. Asta e pâinea mea, pâinea vecinului, pâinea vecinului. Nu vă bate joc din noi. Dacă tot vă alegem, sau dacă tot o să fiți aleși, faceți voi o treabă bună. Că binele nu-i greu de făcut. Trebuie doar să vrei. Varianta A sau B? Să le-a crește.